A venit cu un Uber în seara asta aici, cum povestea și a zis și Cristi ceva de Uber, nu-i așa? A venit cu un Uber în seara asta aici, e ce mai greu să merg cu Uber-ul, pentru că trebuie să mă sui în față. Că au dat căcatul ăla de cu ordonanța, cu legile poliției, ce au dat ei acolo. Și trebuie să stai în față ca să nu îl oprească poliția, că face Uber. Și ne roagă de obicei, mă tot roagă oamenii să stau în față ca să vezi, doamne, nu e Uber. Suntem doi prieteni, mergem cu mașina undeva. Ne plimbăm doi băieți cu mașina. Sâmbătă seara. În oraș. Și stau în față, că sunt ok, eu prefer, adică vreau, nu vreau să moară Uber-ul și Taxify-ul sau Bolt, cum se cheamă, nu vreau să dispare. Sunt ok cu ei, mai bine decât taxiul. Dar stau în față, dar nu-mi place să stau în față, mai ales dacă vrea să vorbească cu mine și... Și am plecat cu el stând în față și mi-am dat seama, dacă totuși ne oprește poliția, eu nu știu cum îl cheamă pe prietenul meu. Și m-a luat panica un pic și am scos telefonul. Eram și în față. Nu vreau să vadă el că scot telefonul, să mă uit la aplicație. M-am scos așa într-o parte și m-am putut să văd cum îl cheamă, bă. Sebastian. Și mi-am dat seama după aia că nu pot să-i zic Sebastian. Nu putem să fim prieteni, era mic și zic Sebastian. Trebuie să am o poreclă pentru el. Să am un mai scurt un pic. Și am hotărât că îi zic Grasul. Nu era foarte gras. Am zis că le explic polițiștilor că era mai gras când era mai mic, când i-am dat urma după regla. Și dacă o să ne oprească poliția, sincer, începusem să-mi fac povestea în cap, abia așteptam să ne oprească poliția. Să zic că sunteți... Ce, mă, grasul? Gras, prostul ăsta? Prostul ăsta? Dar și de când eram, dă-mi problema că e prost, de-aia e gras. Că prost ce e, că nu știe să oprească, să mănânce, e prost pe bucă. Și nu pot să zică nimic, că altfel îl bagă la pușcărie, că face Uber. Cu timpul ăla mea de prost, de gras, prost ce ești. Mergi, pula mea, dă-i morții, Sebastian, prostul. De prost care ești prost. Abia așteptam. Am făcut cu mâna la poliție să ne oprească. Și mi-a oprit. Prostul de Sebastian. Când am coborât în mașină, am pus adresa aici, Nerva 3, numărul 4, ca să vin aici. Nerva 3, numărul 4, am pus pe telefon, am coborât jos, am urcat în mașină. I-a apăruse pe telefon Nerva 3, numărul 4, am văzut... Că a văzut Nerva 3 numărul 4, s-a uitat acolo la telefon, a citit pentru el Nerva 3 numărul 4. Și s-a întors la mine și a zis, Nerva 3 numărul 4, adică unde mai exact? Păi, zic, exact acolo. Ăla e exact, ăla e exact. Ce ți-am zis eu, e exactul, așa e exactul. Dacă te-ai întrebat o dată cum e exact, Nerva 3 numărul 4 e exact, ăla e... Exact acolo merg. Aș fi pus mai puțin exact. Nu m-a lăsat aplicația. Am vrut să pun doar Nerva. Nu m-a lăsat. Cum adică mai exact? Aș fi vrut să-i zic eu în capul meu. Dar nu i-am zis asta. I-am zis, până în centru, pe lângă Unire. Și era ok și a plecat. Aia trebuia. Aia era mai exact. Până în centru. E mai exact. Pentru prostul de Sebastian. Și m-am bucurat că Sebastian e doar șoferul meu de Uber și nu e chirurgul meu sau ceva. Să fiu întins pe masă de operație. Cred că am colecist inflamat. Adică unde mai exact? Până centru.